Sărbătoarea Zilei Armatei României pe 25 octombrie este legată de o victorie comună cu armata sovietică. Armata nu a avut o zi a ei până la venirea comuniștilor. Este această zi cea mai potrivită pentru a celebra armata română? Discut mai multe despre acest subiect alături de Ion Ghiurcă, colonel în rezervă și istoric militar. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență! Bună ziua! Spuneți-mi, de ce sărbătorim la 25 octombrie Ziua Armatei, o victorie alături de militari sovietici? De 63 de ani, aceasta este ziua în care în țara noastră se sărbătorește Ziua Forțelor Armatei. Este cunoscut deja că această decizie s-a luat în anul 1959. Până la acea dată, Ziua Forțelor Armate, începând din anul 1950, era 2 octombrie, o zi cu o altă semnificație, și anume constituirea pe teritoriul Uniunii Sovietice a diviziei Tudor Vladimirescu. În contextul dezghețării relațiilor în cadrul lagărului socialist, al slăbirii presiunii sovieticilor asupra impunerilor anumitelor sărbători în spațiul românesc sau pentru România și pentru armata română, s-a luat decizia ca Ziua Armatei să fie 25 octombrie, zi în care, în 1944, s-a desăvârșit eliberarea teritoriului național. Luptele de la Carei, de la Satu Mare și Urziceni, ultima localitate de pe teritoriul național eliberate, au fost considerat ca un moment deosebit de important pentru istoria țării în acea perioadă. Sigur că toată această luptă finală pentru eliberarea teritoriului național, ducându-se în așa numita cooperare cu trupele sovietice, de fapt o subordonare a trupelor române față de cele sovietice. Dar tradițional, de 63 de ani, sărbătorim Ziua Armatei României la 25 octombrie, ziua când s-a desăvârșit eliberarea teritoriului național. Ar fi putut însă să fie propusă și o altă zi, și mă refer aici poate la victoria de la Mărășești sau de la modernizarea armatei în timpul lui Alexandru Ioan Cuza, când a fost fondat statul major general. Sigur, în spațiul românesc au apărut câteva puncte de vedere în legătură cu această problemă. Ele nu fac obiectul unor discuții de amploare care să genereze o schimbare imediată. Totul este perfectibil, totul este discutabil. Sigur că ar fi de dorit să fie o zi a Armatei României care să nu aibă nicio conotație politică sau să fie o sărbătoare pur a Armatei române. Și sigur, din punctul meu de vedere, totul ar trebui să începem din perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Cred că în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza sunt suficiente momente care ar putea să facă obiectul unei discuții pentru stabilirea Zilei Armatei. Ar fi momentul unificării celor două armate la Florești, în tabăra de la Florești, în 14 aprilie 1859. Ar fi un al doilea moment, unificarea celor două ministere, în 1860. Sau un moment foarte important, cu o semnificație deosebită, care, sincer, mie îmi place cel mai mult, ar fi ziua de 1 septembrie 1863, când unităților militare ale armatei române, pe câmpul de la Cotroceni, domnitorul Alexandru Ioan I, Cuza, a mânat drapelele de luptă. A fost o zi cu totul semnificativă, și nu trebuie să uităm că nu există prilej în activitatea militară la depunerea jurământului, când discursul lui Cuza să nu fie adus în atenție, cel puțin parțial, și din fiecare an când se sărbătorește Ziua Drapelului Național, de asemenea parte din discursul lui Cuza să facă obiectul evocărilor. Deci este o zi foarte importantă și semnificativă. Ar mai fi, din punctul meu de vedere, dar repet, este punctul meu de vedere, ziua de 8 octombrie 1878, ziua în care trupele române s-au întors de pe frontul din Balcani și au defilat în București pe sub Arcul de Triumf, improvizat așa cum a fost el pentru acel moment. Sigur că această chestiune a unei noi zile a armatei trebuie să fie o chestiune care să se discute de către istorici în general, de către istoricii militari în special,
o abordare foarte serioasă, laborioasă, astfel încât să nu se ajungă din nou ca peste câțiva ani să mai schimbăm o dată ziua armatei. Deci eu aș opta pentru varianta aceasta, ori perioada domniei lui Cuza, datele pe care le-am evocat, sau semnificativ ar fi și această zi de 8 octombrie 1878, fiindcă nu trebuie să uităm că pentru un stat câștigarea independenței este momentul cel mai important și nu putem să negăm acest lucru, ceea ce s-a întâmplat în 1877 și 1878, iar câștigarea independenței și consacrarea acesteia pe câmpul de luptă a fost încurunată de acea frumoasă manifestare care a avut loc pe data de 8 octombrie 1878. Este o zi a armatei noastre în care nu putem să apară alte discuții. În cazul Mărășești e o chestiune destul de complicată. Acolo au fost și trupe rusești. Istoriografia rusească oricând poate să vină să invoce că victoria de la Mărășești li se datorește lor și pot să vină cu argumente și se pare că vin uneori cu argumente în acest sens. Și atunci, pentru a evita o asemenea situație, eu aș opta pentru una dintre variantele pe care le-am expus. Dar, repet, este un punct de vedere. Dar așa este, sunt foarte multe evenimente importante în istoria României pe care ar merita să le menționăm. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție și pentru analiză. Cu multă plăcere și dați-mi voie să urez și eu camarazilor din armată, militari activi, în rezervă sau în retragere, la mulți ani, multă sănătate cu ocazia acestei zile.